fundație e un exemplu bun pe care aș vrea să-l dau. Fundația este din 93 și Fundația Rați România și acționează pe mediul, a început pe mediul medical, social-medical, foarte specific, cumpăra aparatură medicală pentru copiii bolnavi de leucemie. Acum un an și un pic am venit echipă nouă și am vrut să promovăm un nou concept, de fapt un concept umbrelă care se întâmplă deja în România, dar nu este integrat, și anume implicare socială prin artă, adică să trecem la nivelul 2 al jocului, nu facem doar implicare socială, dăm ciorițe la... Dar ar fi bine. Adică încercăm să ajutăm grupurile dezavantajate folosind instrumente artistice. Ce a fost interesant e că la noi încă ajungeau oamenii care vreau să fie ajutați din punct de vedere medical, deci financiar, și ajungeau oamenii care ne confundau cu fundația de la Londra, care este de 30 de ani acolo și care oferă curse de parte culturală. Și a trebuit să tot timpul să fim foarte aerisit și răbdători, că noi de fapt nu facem nici asta, nici asta și facem implicare socială prin altă. Și bineînțeles, fiind antrenată să lucrez în mediul online și iarăși cu bugete destul de mici pe partea de comunicare sau banii care erau pe partea de comunicare erau folosite în alte bucăți ale proiectului, am început să, deci aici chiar a fost un, eu așa, văd ca pe un efort din partea mea, pentru că a trebuit să-mi pun la bătaie toate cunoștințele, rețelele, am învățat de la Liviana, am învățat, mi-am conectat, am făcut conturi Twitter, Facebook mai întâi Twitter, după mine am conectat cu propriul Messenger, nu stăteam niciodată pe Messenger, stăteam ascunsă, că nu stau de vorbă pe Messenger și acum am și un nume destul de, adică nu e unul oficial. Și acum a scos și LinkedIn posibilitatea și-s conectată peste tot și de pe Facebook ies de la mine și intru la pe fundație, în fine. Ideea este că mă mișc, acum mă obișnuit, mă mișc destul de repede și mă bucur fiecare săptămână, noi prietenii pe Facebook, toată lumea acceptă, mai dacă nu au poze de ochiată pe Facebook, nu prea, dar accept pe toată lumea, am vreo 450 de prieteni pe Facebook, pe Twitter iarăși am vreo 224. Funcționează, apropo de ce zicea doamna, asta cu Twitter și mie mi-a fost neclar la început, dar este foarte bun, aflu foarte multe informații. Conectându-mi Messenger-ul cu Twitter-ul, aflu tot timpul și mă mai trezesc în bioră, auzi că nu știu ce. Deci aflu, și uneori aflu mai repede decât că primesc alerte de la Hot News sau de la Wall Street și aflu înainte, pentru că băieții se mișcă mai repede și bani pe Twitter. La început puneam mai informații despre noi, deci oricum Twitter se numește Rațiu, deci am... Și apoi am început să public și alte informații, de la linii de finanțare până la alte informații care cred eu că ar putea să intereseze. Adică evit să, și pe rețeaua personală, și pe rețeaua fundației, evit să fiu prea personală. Deși sunt termin niște rețele sociale unde se presupune că ești destul de aproape. Nu vreau să... Eu nu mă joc pe Facebook, mă invită toată lumea să ne jucăm mafia, dar nu mă joc. Dar încerc să mă păstrez, adică cât mai formal, pentru că toată lumea privește mediul online, încă îl privește ca informal. Chiar ieri vorbeam cu cineva care are un festival de film și spunea că e un blog al proiect, blogul nu prea e văzut, ca și, nu prea e serios, mai bine avem site. Bineînțeles că nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că acum nu se mai poate vorbi de o parte... de faptul că bloggerii spun ce au făcut dimineață sau spun eu pe Facebook ce melodie mi-a plăcut. Asta nu-i fac. Dar nu pe cuvântul de fundație. Așa, întorcându-mă de asta, zic că prezentarea mea e un pic informală pentru că nu o să am date, nu vă spun. Când am date tehnice, tot vreau să vin la întâlnirile astea la care mă cheamă, dar nu reușesc pentru că în secret așa mi-am dorit să fac să învăț, să vând pe internet, adică mi-ar fi plăcut foarte mult mediul online să stăpâneți mai mult din punct de vedere al monitorizării și evaluării, asta mă interesează foarte tare, dar n-am prea apucat să fiu sistematic în învățare. Cred că am pus și niște puncte în prezentare, dar nu cred că le-am urmărit. Ce să zic, faptul că am lucrat în mediul ONG și faptul că am lucrat în paralel sau am lucrat și în mediul privat, mi-a dezvoltat o
atenție specială asupra comunicării. Eu am făcut studii europene la Universitatea București, nu are nicio legătură cu partea de comunicare și am remarcat din diverse părți că ceea ce învățam de una singură era de fapt mult mai adevărat, dacă pot spune așa, decât ce se învață în școală sau într-o școală sistematică de comunicare. Oricum, m-am obosit foarte tare să încep din nou să fac cursuri la CNSP sau așa. Nu vreau să sună niciun fel, dar cu siguranță înveți să comunici când ești alert. N-am găsit o traducere specifică în românește, deci când ești atent. Adică ești atent când găsești un comunicat de presă, vezi cine sunt cei implicați. Te uiți la o machetă, cine e pe partea asta și așa mai departe. Sau vorbește de cineva despre ceva și zici, aș putea eu să fac asta. Adică e vorba de a vedea oportunitatea în orice. Și apoi este foarte mult partea de research. Sper să nu zic lucruri banale și anume dacă toată baza de date cu mass media, de exemplu, pe care mi-am construit-o în mod sistematic, trimiteam la bazele mele, am început și eu acum câțiva ani cu partea asta de research la modul foarte brut, adică Office Arond, redacția Arond, și de acolo ușor, ușor. Era foarte, așa cum sunt probleme, apropo de transparență, pe un site, nu găsești partea de contact, nu găsești cine e pe cultură, adică e destul de greu să găsești oamenii transparenți, dar ușor, ușor mi-am construit, mă monitorizam, iarăși monitorizarea mea făceam exclusiv online, pentru că nu am o agenție de PR, să fiu abonată la toată presa și sau să am o agenție care să monitorizeze pe diverse cuvinte cheie. Și atunci și cu câțiva foarte puțini oameni din mass media care sunt, nu zic că-s drăguți, dar de fapt sunt profesioniști sau au posibilitatea, au timpul necesar, îmi trimiteau înapoi răspuns că mi-au postat comunicatul sau informația sau îmi scriau că sunt interesați de niște articole pe temă, dar foarte, foarte puțin. Și monitorizându-o, îmi vedeam cine publică, îi luam în baza mea de date, cine publica, ne mulțumeam personal și uite așa am strâns foarte multe contacte, plus că în momentul în care am un proiect pe anumite publicuri țintă, pe anumite grupuri, fac research personalizat pe partea asta. Adică îmi caut presa care ar putea, canalele mass media care ar putea fi interesate de acest lucru. Uneori, adică Facebook-ul nu se potrivește întotdeauna și așa mai departe. Dar este foarte bun ca mass, adică am avut acum un proiect, Muzeul Violenței Școlare, care se referea la licee, din liceele sectorului, deci tineri din liceele sectorului 4, București, care ar fi interesați să vorbească de o problemă socială și să o exprime prin mijloace artistice. Mai mult de atâta, eu cu toate puterile mele, cu toate bazele mele de date, de presă, nu am reușit să-l ajut pe colegul meu neapărat în a strânge aplicații. Și nu știu dacă e neapărat sistemul românesc construit ca atare, a funcționat foarte bine munca pe teren. S-au dus în licee, sunt gata înscrierile, cine vrea aici pe listă, înscrie. Și s-au strâns într-o săptămână 200 de aplicații, în contextul în care apelul era deschis pe deja de o lună. Eu mi-am făcut parteneriate, cum am căutat, eu mi-am găsit, pe am doar 18.ro, Teams, Press, adică exact sistematic, dar fiind foarte nișat, nu am și Facebook, nu mai spun, dar fiind, mi-am făcut cont pe Hi-Fi, m-am dus la mama, a fost destul de complicat, e adevărat, că nu prea îmi cere nimeni prietenia, nici nu puteam să mă numesc Oana, să mă numesc Rațiu, că sunt cu fundație, oricât aș vrea să fiu de... Poate trebuie să fac un alt cont cu Oana. Dar, deci nu mi-a ieșit, asta vreau să zic că nu mi-a ieșit, pentru că n-am știut cum să procedez, deci nici acum n-am un răspuns. Că bine, că după aia au venit ăștia de la Team Press, o să scrie, am încercat și cu băieții... Da. Nu era. Am să facem parteneriate, erau interesați de curse, dar noi nu avem curse, noi și noi căutăm bani. Bine, probabil că n-a fost oportunitatea, noi facem ceva foarte nișat și specific, dezvoltare comunitară și vrem să formăm o comunitate, să formăm identitatea unei comunități. Și am luat sectorul 4, destul de aleatoriu pentru că avem acolo sediu și lucrăm cu sectorul 4. Bine, mai avem și colaborări pe, bineînțeles, și pe proiecte naționale și acum avem și unul internațional cu
în Tineret în Acțiune, cu niște francezi, cu fotografie, dar se leagă exact pe grupurile țintă și pe subiectele noastre, dar folosim, bineînțeles, oameni din comunitatea noastră. Și e destul de greu să înțeleagă cineva care sunt ei și care au întindere pe toată țara, că ar putea fi foarte interesant pe nișă. Eu sper să putem colabora pe proiecte specifice. Nu știu, trecem cheia acum. Poți să spun o întrebare? Da. Spune-mi cum pe mine să știu de la tine. Da. Din proiectele pe care le-ai desfășurat tu pentru noi în gen, da? Mă rog, fundație. Da. Care a fost de cel mai mare succes pe online? Uh-huh. Și care a avut cel mai puține reacții pe online? Deci, ce a fost la mai puține, că m-a ajutat o linie puțin și... Deci, care a avut cel mai mic răsunet și apoi cel mai mare? Da. Și o altă întrebare pe care aș vrea să-mi răspund câteva cuvinte așa pe scurt. Concluzie de-a ta. Cum ai vedea diferența pentru proiectele pe care le-ai desfășurat, de genul celor pe care le-ai desfășurat tu, ca diferență între comunicarea de presă, strict comunicarea de presă, și comunicarea online. Deci media relations print press, da, și media relations online. Sigur. Poate să zic. A început cel mai puțin răsunet, ca să termin într-o notă frumoasă, bineînțeles. Când am venit echipa nouă la Fundația Ratu, eu am lucrat și am încercat, ca și tip de ONG am fost și pe cultural și pe mediu și acum e social-cultural, deci să zic că un pic mi-am închis antenele în field-uri diferite. Era vorba de un proiect pe care l-am preluat, era finanțat de Ambasada Olandei. Și era traficul de persoane ca și problemă socială și manifestarea artistică era prin teatru, deci era generic. Și cum ne-am gândit noi cum să preluăm, cum să-l facem mai agil, mai frumos, mai atrăgător, am vrut să-l facem exclusiv online, să facem scriere de scenarii de teatru pe tema traficului de persoane și să-l facem online. Și l-am numit Antitrafic Online. S-a părut un excelent cu traficul pe internet și cu traficul de persoane. Nu știu, acum am primit niște zice, ce e asta, antitrafic? Nu înțeleg, păi stai puțin, asta înseamnă. E tardiv, am fost anul trecut, deci nu mai aveam nevoie de feedback-ul ăsta. Nu mai reluam anul acesta. Deci au avut foarte puțin succes. Eu mă gândeam, cum să procedez? Îmi trebuie și mie niște blogger, bine poziționați, după am fost la niște conferințe unde mi s-a zis că nu contează de fapt câți cititori ai tu ca blogger, că de fapt altele contează, nu știu care altele, că eu n-aș ști acum, dacă eu asta mă uși pe listă, câte comentarii are, înseamnă că lumea îl citește, dacă eu ajung la el și îmi scrie un post, înseamnă că îl citește toată lumea, deci foarte cantitativ. La fine, pentru asta nu știu. Nu cred că dacă te-ai luat după criteriul ăsta, biserică și persoană, nu cred că ai făcut un parteneriat cu Arti sau cu Zosă sau mai știu eu cu cine. Bine, ar fi cantitativ, dar ar fi și pe Sarge, că am putea o conferință într-o cuta Green Media, Social Green Media, și spunea că ei sunt atât de mult bombardați pe partea de povești sociale, încât deja se închid, nu-i mai interesează. Că e un copil bolnav de leucemie, că ăsta n-are bani să-și cumpere o minge, că este super, nu fă bani și așa mai departe. Adică pe partea asta deja de greu se intră, pentru că nu mai reușim să-i captezi interesul, decât dacă un prieten de al meu, dacă e chestia ca pe persoana. Unul foarte cunoscut se bagă și atunci următorul mai puțin cunoscut se bagă pentru că cel foarte cunoscut îl trage după el. Și în felul ăsta, dar... Eu am încercat să văd, de network, da? Metric. Dacă un blogger este foarte citit, are mulți prieteni ale blogilor acolo, foarte mult și foarte bine în feed, asta înseamnă că dacă eu mă prietenesc cu el, asta înseamnă că o să am acces, adică spre, să mă duc pe cât mai multe... Nu știu ce să zic, nu prea. La mine nu prea a funcționat pentru că am procedat? M-am dus pe Facebook și pe Twitter, m-am dus, am și ce prieteni blogger am, m-am dus și am întrebat pe fiecare în parte dacă vor să mă susțină. Unii au zis da, unii mi-au zis nu, mulțumesc, mi-a plăcut, mi-a răspuns. Nu, bun, mersi, deci foarte frumos, mă interesează. Alții nu mi-au răspuns deloc, deci am avut niște, bineînțeles că și eu mi-a răză. Am avut niște parte, dar mie mi-a fi trebuit să am un text plin de, deci să am bloggerii mei care mă susțin. Dar nu știu, n-a funcționat. Dar poți vrea să-și pună banere pe care am făcut. Da, n-am făcut, da. Dar nu-i prindeam.
gândeam, nu eram interesați, ne ajungeam eu la ei și până la urmă, din păcate, iarăși eu nu sunt mulțumită că faptul, de faptul că tot pe teren ajungi. Deci ne-am dus tot așa, prin licee, pe aia județele care aveau recurență mare pe partea asta, județele cu probleme și pe aia l-am extins la nivel național, am strâns foarte greu niște scenarii. Și vroiam să facem scenarii în sensul în care să avem... să facem filmulețe, deci pe baza scenariului respectiv, filmulețele să le punem pe YouTube, să dăm link, am făcut și noi cu resurse minimale, îmi pare rău că sunt așa informat, mi-a chemat Verișoara, mi-a făcut, a făcut o chestie, un filmuleț cu un prieten al unui coleg, să facem un filmuleț, am vrut eu să fie ca un teaser sau ca o exemplificare, nici aia n-a fost o variantă foarte reușită. Deci, deocamdată, recunosc că nu prea trebuie să asculți un pic, să fie atent. Nu-mi dau seama, dar sau să citesc mai mult, nu știu, să-mi dau. Deci asta pe partea cu... În schimb, la asta, tot pomeneam această conferință, m-am bucurat foarte mult că unul din blogării vestiți, adică în topuri, a menționat fundații, deci ONG-urile care au cont Twitter. Și eram și noi acolo. Și m-am simțit foarte bine, erau cinci. Și eram... Nu e chiar așa de rău. Așa, asta cu cel mai puțin succes. Cel mai mare succes în online. Deci ce să zic? Online e de fapt un mediu prin care eu ajung la offline. Adică... Ai avut o campanie online care s-a Nu. Deci online nu m-a ajutat să ajung la offline. Ceea ce înseamnă că am avut un proiect la care n-am avut buget de cum am aici. A fost incredibil. Am avut un eveniment. Eu să spun că ai avut caze de jurnaliști care au preluat niciodată nu online? Și nu mai am venit televiziune, mi-am venit toate radiourile, deci am avut un eveniment outdoor, era implicare socială plinată, în parc, vara, aveam segment, grup, țintă. Fără să încerc să faci comunicare în presa scrisă, Radio TV? Adică, pur și simplu au preluat ei, fără să... Păi le-ai primit? Ba, te trimit eu. Ai trimit, aia în bază. Eu le-ai primit și ei, adică se arată interesat, dar... Iar pe partea de, deci, veșnicele comunicate de presă, frumos aranjate, cu diatrice și fără diatrice, că dai vreo toată lumea de ales, cu poze, cu disponibilitate tot timpul, sunt acolo, telefon, mail, link-uri, mă găsesc și pe mine și pe... Deci disponibilitatea e foarte mare, dar în rest nu aș putea să spun. Deci, dar flama e foarte mare pentru că și întotdeauna când am parteneriate media pe diverse proiecte, întotdeauna îmi e duplex online. Acum toată lumea, indiferent unde comunici, ești duplată online. Atunci, întotdeauna eu am grijă să-mi cer noi. El ce face, nu mă interesează că e TV sau că este presă scrisă, întotdeauna îmi dublez tot. Ce are aici? Ia să vedem. Aș putea să-mi pun și un banner. Cât de des mi-l afișez? Bine, nu poți pe prima pagină, pui pe secțiunea care m-ar interesa, dacă e film sau așa. Ce blogger ai care scriu, nu știu ce, nu știu ce. Deci încerc oricum să cuplez întotdeauna cu online. Acum, de exemplu, lucrăm cam, avem, pentru că fundația avem și niște bloguri ale proiectelor și vrem să facem o platformă de blog, am găsit un voluntar foarte drăguț care ne ajută și platforma de blog să fie, să aibă blogurile care sunt project-based, și site-ul să rămână un pic mai greoi, adică să rămână mai formal, cu informații, cu informații care nu se schimbă atât de des. Nu, se poate lucra ușor în site. Și mai m-ai întrebat... Cum vezi tu, adică, care ar fi diferența dintre presa print Radio TV și presa online, strict online? Nu mă refer la publicații care au și redacționale. Care exclusiv online, da? Diferență semnificativă pe care tu ai simțit-o și avantaj, dezavantaj. Având în vedere că, iarăși, resursele, deci în afară de agenția de PR unde am lucrat și unde erai cu ziarul în mână și cu revista și tot timpul era atent și pe partea asta hard copy, eu toate informațiile mi le iau din online și le aflu, adică aflu din online ce n-aș putea să aflu din offline sub nicio formă, adică ar însemna să fiu tot timpul cu TV-ul aprins, să-mi iau anumite ziare strategice, anumite reviste, să stau să răspund. Dar în online e mult mai simplu. Mă abonez cu grijă, deci am mare grijă pentru că altfel eu... M-am și cronometrat, adică mie mi-a cam, dacă ar fi să fiu
cu minte, mie mi-a trebuit 3 ore pe zi să filtrez tot ce primesc, ceea ce e îngrozitor. Și atunci încerc să mă abonez cât mai specific, adică să nu mi se dubleze informația. Mă abonez la, am o carte de comunicate media și comunicatele online, deci de unde vin și pe anumite teme. La Reader am anumite bloguri și site-uri la care sunt abonată. Alertele vin pe anumite segmente, știrile pe anumite segmente, deci încerc să nu-mi, să nu-mi dublez informația. Eu de acolo și Twitter-ul, Facebook-ul, iarăși, sunt și după, eu după criteriul ăsta îmi sortez corespondența. Dacă aflu dintr-un loc, ce nu aflu din niciun alt loc, deci ăla e valoros. Încerc să fiu cât mai asta pe partea de online. În schimb, asta de informație, deci informația proaspătă de acolo e întotdeauna, pentru că e mult mai simplu. Dar, apropo de spreading, de pe, poate e valabil mai mediu, nu știu, dar foarte puțin, bine, eu iau ca un compliment când zice cineva, am auzit de asta, o iau personal, mă bucur, că a auzit. Opa, unde a auzit? Ca să fac și eu așa, foarte informal. Dar, comparativ, cât mi-au spus că m-au văzut pe TVR Cultura și cât mi-au spus că m-au văzut pe, nu știu, pe undeva în online, deci e clar. De departe TV-ul, deci de departe mediile tradiționale încă rul în România, deci n-ai. Aici e vorba numai de audiențe, dar e vorba și de resurse romane de care dispun momente tradiționale încă. Și am de relații și de echipă mai mari de oameni. În online, persoanele care fi interesate să treia sau să fie endorse ai campaniilor tale, sunt doar o persoană, deci nu sunt mai multe care se ocupă de un blog. Și atunci resursele de timp sunt mai mici și s-a da, și mult mai puțin șanse să îți treia. N-aș zice să știi, pentru că, de exemplu, de la TVR, întotdeauna ne-au venit echipe diferite, cu un interes, wow, ce idee bună și... Da, dar asta apropo de endorse, eu n-a trebuit să mă împrietenesc cu nimeni în mod specific și să-i primit numai informația și să vină cu echipa. Deci întotdeauna subiectul în sine a generat interes și chiar pe partea asta am avut nevoie de endorse. Pe de altă parte, în online, dacă nu am endorse sau prieteni, nu prea funcționează. Dacă nu sunt destul de cool, smart, să fie într-un fel, de la limbaj până la imagine, iarăși nu mă prea nimeni. Și dar mă uit la mine, dacă este simpatic, dacă mă prinde, și la Facebook, mi se cere să fiu fan, dar nu pot să fiu atât de fan, că e atât de multe chestii. Deci foarte greu ajunge la mine cineva care mă convinge să fiu fan. Pur și simplu. De la imagine până la proiect, până... Deci pe online, de fapt, e foarte greu să-ți găsești, doar să-ți răspundești informația, că să devii viral, că de fapt asta e. Deci un viral ar regala un... ar regala un reportaj pe TVR cultural, dar e altul... E că... Plus că și nișile pe care le nu sunt neapărat cool. Cum îți alegi proiectele în care merită să te implici și cum îți alegi publicurile? Mai merit, pentru că nu prea mă pricep să-mi prioritizez, eu accept tot ce vine, mi se pare tot super interesant ce vine la mine. Nu. Ideea este că la un moment dat mergeam în perechea asta, lucram pentru privat, 9 to 5 eram acolo, deci lucram în mine, și plăcea, că instrumentele le exersam. Dacă și content mă interesa, făceam voie să voluntariez după 6 și în weekend, ceea ce înseamnă că atunci făceam lucrurile care mă interesau în mod specific. Era până când la fundație sunt angajată, atunci am zis, wow, sunt pe drumul cel bun și lucrez în mediul ONG și fac și ce mă interesează, bineînțeles că nu mi-ajunge, că un an de zile deja nu se poate, că aș vrea să am mult mai multe proiecte din mai multe domenii. Deci proiectele mi le aleg, întotdeauna păstrez partea cu resursele financiare, deci că sunt niște proiecte de ar putea să vină și bani, dar așa, cât să se atingă, să fie pe parte culturală măcar, adică să, și să-mi trească să muncesc din nou. Acum mi-am format, adică pot să iau proiecte în fieldul diferite, că am o bază de date pe toate, adică și trebuie să facă research cât mai puțin. Adică cu cât am instrumentele mai bine pregătite sau armele, cum le numesc eu, cu atât am mic și mult mai ușor și asta înseamnă că îmi lasă timp pentru proiectele care mă interesează, în mod specific. Și apropo de grupul Tinder, eu consider că lucrurile sunt foarte simple, de fapt, că divide, până la urmă. Te uiți
proiectul respectiv pe cine ar putea interesa, îți alegi grupul țintă, dacă grupul țintă nu e dezavantajat la tine. După aceea, atunci cine ar putea fi interesat, cu cât proiectul este mai complex, cu atât poți să-l împarți mai multe bucăți. De exemplu, dacă am pe copii, dacă am un eveniment care are proiecție de filme sociale și ateliere, asta înseamnă că filmele sociale ale mele vor fi destinate pe segmentul teens și plus, vor și tinere. Atelierele vor fi pentru copii, dar ce nu găsesc pentru copii, găsesc părinții, dar și adolescenții au părinți și după aceea unde găsesc părinții, ăștia de copii mici sunt corporatiști, ăștia care ar fi dispuși eu cum să-și dea copilul de 3 ani la un atelier care face copuși vorbind despre problema câinilor din București, deci un pic de open mind. Eu mă gândesc unde-i caut și unde-i găsesc. Și cam așa, mămici. Și bineînțeles că mai sunt astea de masă în care cred, cu pumnul de semințe, arunci și nu știi cine preia. Și după aceea când îți monitorizezi, deci de fapt e pe măsură ce faci, te prinzi. Și atunci vezi, l-am și împărțit, am pe social eveniment, ăștia care sunt pe cultură, ăștia care mi-au postat la nu știu ce, nu știu care din proiecte. Pentru că și proiectul pe care le fac la Fundația Rețu sunt, e și pe social și pe cultural. Ceea ce înseamnă că am și socialul, am și culturalul, dar după aia mai am și evenimentul, că am și evenimente specifice și presa oricum e împărțită a aerisit, adică unul scrie despre aia, unul despre aia, nu știu, așa, deci până zile aia nu prea m-am prins exact. Social evenimentul unde intră, la timp liber, cultura unde intră, nu. Și atunci am păstrez, deci cam asta ar fi. Atenție, așa, ești atent. Și pe măsură ce îi primești informații, ți le așezi. Și asta ce mai este bine zic, primind atât de multe informații, am, cum zic eu, în spatele minții oameni care știu că se interesează de diverse chestii. Dacă primesc, informații despre un concurs de, nu știu, de aplicație pentru film documentar în Europa de Est, știu că am trei prieteni care ar fi interesați. Sau dacă s-au deschis nu știu ce fonduri, că dar Dumnezeu să-ți schi la FCN-ul, de exemplu, normal că spui la toată lumea că, băi, vezi că s-au deschis alea pe care le așteptai sau dacă n-au ajuns la tine informația. Deci, consider că, într-un fel, e și bine că m-a poziționat ca un pol de informație. Dacă tot trece prin mine informația, atunci să ajungă la cum am lume, deci open source. Și cu, vreau să-i răspund și doamne că sunt implicat într-un proiect de librărie digitale.ro și este tot pe partea de e-book și asta e problema cu social DRM, DRM-ul, ce faci, să nu trafichezi, să nu piratezi. Deci problemele rămân aceleași, dar eu mai mult înclin pe partea de open source, deci internetul... Poftiți? Aveți o misiune la fundație? Nu neapărat la fundație, cât dacă m-a mai zis cineva și mă, dar sunteți foarte implicată, m-a zis așa la o întâlnire, la prima întâlnire și era o doamnă care vrea să vândă felicitări de Crăciun. Ea atâta vrea să vândă felicitări de Crăciun. Și eu începusem, și ce, dar sunteți dedicată? Eu și-am liniștit-o că am lucrat și în mediul privat, adică nu neapărat că sunt ONG-istă, activistă, în care ce pur și simplu, dacă mă interesează ceva, pot să vorbesc despre acel ceva. Deci dacă m-ar interesa acum, nu știu, dar de obicei mă interesează lucrurile care au plus valoare cât mai mult. Dacă e cafenea, să fie cafenea socială, să fie gazdă de evenimente culturale și să mai și fac inserție profesională, trag cu copii, ieșiți din casele copii. Deci cât mai care e legătura cu vorbim de același Rațiu. Nu, e Fundația Rațiu România la care sunt angajată și la care lucrez. Și pe lângă asta am mai avut proiecte și anterior și le am și în paralel. Legătura cu omul Rațiu. Ba da, soția lui a făcut această fundație în 93, vă dau și o carte de să le navigați și a început pe medical și acum suntem implicare socială prin altă. Deci asta facem în echipa noastră. Apropo de librăria digitală.ro, aveți și autori originali sau adică lucrați mai multe persoane sau doar cărți ale cărora dă tot autora o expirată? Alea publice, zici, nu? Direcțiile sunt și încercăm să... deci odată sunt nișa găsită, este să fie e-book-uri românești, deci să fie cărți românești odată. A doua, cu autor, da, gen bibliotecă pentru toți, adică autori care sunt deja în domeniul public.
după aceea cu editurile românești, care din vari motive, fie că s-a vândut foarte bine o anumită colecție și acum vor să o pună online sau vor să meargă în paralel cu versiunea virtuală și versiunea print sau vor să-și diminueze costul pe print și așa mai departe sau vor să facă pachete, sunt interesate. Plaja e foarte largă, deci în funcție de editură, desigur, îți alegi și tipul de carte. Și dacă îți alegi tipul de carte, îți alegi și, adică de la românii din diaspora plecați, nu știu, în Canada și își fac copii acolo și sunt copii, sunt și români, dar trăiesc în mediul acela internațional. Poate ar fi funny să vă urcă copii, sunt acum mult mai temugăle, deci poți la 3 ani, deja fac lucruri pe care eu le-am învățat la 20. Ar fi drăguț să aibă și reader-ul lor sau să citească pe computer când mai cresc sau așa, să citească pe un caragiale sau, adică și pe bucata asta de sensibilizare, dar și pe partea, de exemplu, de documentare, adică te duci și ești student, îți spui pe telefon sau pe laptop, îți spui toată documentația, te duci la, adică spui toate cărțile, nu ai la trept sau ceva, unde cam cărțile și nu știu, te-ai făcut de la 7 la 8 când e soarele sus pe cer și înveți și ai mai multe și posibilitatea de, deci partea asta de mobilitate foarte mare. Și se pot face la IMU, se pot face adnotă, o să scrii, adică răsfoirea este destul de easy. Sunt curios și apropo de problema protecției care s-a ridicat. Cum protejați cărțile? Asta este una din issues, că nu e o problemă, neapărat. Și într-adevăr așa este, eu aș cumpăra cartea, chiar dacă aș putea o să o am de la amicul meu, prietenul meu, aș, de exemplu aș cumpăra să fac cadou, prețul o să fie destul de mic, 2 euro, că nu o să fie semnificativ. Și personalizarea este foarte avansată, adică îți poate scrie numele, poți să scrii dedicație pe prima, sunt chestii care automate, pe fiecare dintre pagini îți scrie cine ești, cum ești, că vine de la data. Și acest social DRM va fi o chestie de gentleman sentiment, adică la tine scrie această carte aparține și slogane cool de genul nu fi pirat din Caraibă pe net sau adică face apel la un rafinament mai mult al consumatorului decât la chestii legale, în sensul ai furat, ai intrat în închisoare și și cât la sută dați autorului? Da, dar pe online e altfel. Păi, acolo suntem, mai sunt niște puncte sensibile că în România, când iei drepturile de autor, nu le iei automat și pe cele electronice, ceea ce înseamnă că editurile trebuie să reia și să ceară și drepturile electronice și acolo un pic merge mai greu, adică, na, că tot la edituri a rămas. Dar pe partea de procent de costuri n-aș putea, dar pe până legătură cu părinul meu, nu n-aș putea să spun anumele, doar prețurile. Nu știu din Q&A-ul, ce zic la prețurile. Nu, dar partea de astfel de procent de bani, n-aș putea să zic cu drepturile chiar, că nu știu, dar nu să te informați. Nu știu, mai am văzut să mă gândesc, să mă gândesc, nu știu. A plecat în... Dacă mă mai întrebați ceva, dacă nu mă las pe de care v-a vorbit, cred că mai formal și mai atent și v-a dat cifre. Ce proiect ți-a plăcut cel mai mult? Tot ce am făcut, am zis mai mult. The best. The best. Eu am lucrat la Sibiu Capitală Culturală. A fost the best, a fost cel mai greu și cel mai mult și cel mai frumos și cel mai intens. A fost în doi înger. Au fost mai multe, deci au fost foarte multe activități. Da, am avut... Peste 300 de operatori culturali. Noi eram birou de coordonare și le ofeream lor, datorită partenerilor pe care aveam sponsorilor, le ofeream asistență gratuită pe diverse proiecte, pe diverse secțiuni, pe voluntariat, pe logistică și eram pe comunicare. Deci eu le ofeream vizibilitate gratis, cam asta făceam. Și am avut. Și era foarte atunci și acolo, tot. Și era ONG, deci era Asociația Sibiu Capitale Culturale, deci ONG-ul derula. Cu președinte Iohannis Comar, dar și cât, a fost destul de operațional, totul foarte bine. Și am avut, nu toți erau, Ministerul Culturii, cei care aveau proiecte câștigate direct prin Ministerul Culturii, aveau un statut mai special, 90 de proiecte, dar în rest, toți veneau la noi. Și atunci aveam întâlniri, veneam ce, aveam tot, adică o cumpărasem sau aveam parteneria pe tot, tot și tot. Și nu uitam ce proiect are, care este
spre întinderea ce ar putea să se potrivească și atunci ei făceam propunere. Uite, vrei pe ăsta regional sau vrei pe ăsta național, uite, dacă ai spot de bac acolo, dacă ai și un PowerPoint făcut de bac și acolo și așa mai departe. Și am numărat, eu am avut 180 de mine, am numărat căsuțe. Dar era totul foarte mercenărește, adică și când era o comunicare tradițională, să încep frumos, dacă era fest. Deci era ultima săptămână, cu două săptămâni înainte și informațiile le aflam înainte că noi făceam și cliente. Deci dacă până pe 7 nu mi-ai trimis, n-ai intrat și tot timpul te mitam la site și așa mai departe. Dar uite, spre sfârșitul anului, toată lumea știa ce era de făcut, dar nu mai era cazul aproape. Că erau proceduri, se inventau proceduri, se aplicau, se schimbau, se ajustau și după aia iarăși, deci era... Și dacă se pierdea ceva, nu mai era cazul să mai... Plus că m-au uimit, foarte mult, mi-am uimit operatorul cu zona generii. Mai mic, că eu le ceram foarte simplu. Dă-mi afișul tău ca machetă, pune banda de partener de la mine și eu te bag, dă-mi, nici măcar nu puneam să mi-l aranjez el în... să facă de TV, îi făceam eu și eu îl trimiteam. Și eu aveam spațiu. Zic, ce văd? Adică, chestia, n-am prea înțeles cum eu te promovez gratuit și tu nu dai materialul meu. Ce ceream să fie editabil, normal. Și jupe l-am acceptat, trăgea omul meu de el ca să... În schimb, unii mai rămas și că în viața mea și mi-a plăcut la voi că eu am stat și apoi la adică, era totul un act. Nu uite, teren viral la... Era un lucru și mai... Da. E program. Okay. Mai luăm o întrebare. Nu mai fi. Ce? Nu mai fi. Da, o să... Dă-i între microfon, dă-i între microfon. O să vreau și o carte din spate. Spate de la fundație și trebuie la librărie. Las, sunt curioasă, dacă știi cât de greu se lucrează să pun eu operator cultural care, nu știu, am urmat surprize, de genul... Să trimite materiale să-mi dau ok. Ok, cum trebuie să arate materiale? Vă înțeleg care e să sără că nu am nu știu câte afișe, deci nu știu ce înseamnă afișe. Deci, ceva așa. Deci, vreau să te întreb, cum, ce te motivează să mergi mai departe la astfel de proiecte? Când știi și tu cât de greu se lucrează cu un anumit partener? Eu n-am gândit la facultate, vreau să studiez în Canada. După aia, în anul 3-4, am zis, nu, stai aici, în Europa, mai aproape. Acum eu nu mai vreau să mă plec. Pentru că m-am gândit, eu așa, că e mult de lucru, e mult de lucru peste tot. Mă duc în Africa, mă duc în... peste tot e mult de lucru. Nu întâmplător mai fi născut aici. Asta o dată. A doua, că e foarte, sunt foarte multe nișe în România, încă, și probabil vor rămâne mulți ani de acum acolo. A treia, că există anumite lipsuri pe piață de genul lumea consideră că ăștia care lucrează în ONG sunt ăștia rupți în coate, cer bani, nu se descurcă, se duc la 12 noaptea, să care nu știu ce. Asta cu căratul la 12 noaptea e adevărat, dar nu, eu întotdeauna am niciodată nu am să cer bani. Eu m-am dus să propun un parteneriat. Și mie mi-a ieșit. Unul nu eram și eu grăiță, adică pe bunea. Aveam, de exemplu, am lucrat pentru un atelier de film documentar cu 16 participanți, deschis la, în Europa Centrală și de Est. Și mi-a stătat o lună de zile ascunși, de că lucram, normal. Și mă miram, deci eu ceram parteneriat în orașele universitare, pe 7 seri, pe 24, și îmi dădeam pe full page, adică eu n-aș fi dat. Era mult prea nișă ca să meargă în tot ghidul ăla, adică dar, nu știu, faptul că sunt întotdeauna și mă uit ce pot eu oferi și ce poate el oferi. Și atunci o cer și eu. Eu cer tot, dau tot și după aia vedem cum ne reglăm. Asta așa. Și încerc deja asta apropo de profesionalizarea segmentului ăsta. Plus că mai cred în, cred că i-am găsit și un nume în voluntariatul corporativ. În sensul în care a fi voluntar nu înseamnă să faci treabă sau să... îmi faci mie un research open, un research mai valid, deci ăsta e un nivel următor. Dar nu înseamnă asta. Dacă cei care au lucrat în mediul profit, agenții de publicitate sau whatever, și în privat, în companii, și nu, hai să nu vină în ONG, să voluntarieze în ONG. S-a ridicat segmentul ăsta instantaneu. Pentru că tu vii cu un know-how și vii ordonat. Și asta... Nu, n-aș vrea să diminuez ideea că sunt studenți care sunt foarte voluntari și care își dau seama după 5 ani făceau cu proiecte că dacă s-ar fi gândit vreodată că ar fi fost atât de greu, adică trebuie și un entuziasm ăsta despre aiuristic ca să pornești, dar dacă ar face asta, pur și simplu,
ar duca semnat, adică faptul că lucrez în ONG și nu am putere să-ți monitorizez offline, eu zic că îți monitorizez numai online, zic că o să-ți dau raport la final, zic pe unde te promovez, tot timpul sunt alături de, zic că îți dau asta și îți dau. Mai eram să m-am dus la centrul Nicolae Băcescu, pe foarte recent asta, apropo de parteneriere, camerele lui în spațiu de atelier, n-am găsit, eram cu două, nici nu-mi place să fac așa cu câteva zile înainte, pentru că mi se pare foarte neprofesionist, deși majoritatea covârșitoarea a proiectelor, nu covârșitoarea, majoritatea proiectelor au fost comunicate foarte aproape. Mă rog, și el vrea bani pe spațiu, și eu eram ONG, și a început așa să zic, știți, dar ați avea bani? Și fiindcă mediul ăsta cu comunicare e foarte... așa, să zic că se trebuie să facem în domeniul ăsta, încerc să fiu cât mai onest. Și zice, dar aveți bani? Nu, da. Și am început să-i explic. Și știți, dar eu, înțeleg că ne faceți reclamă, exact așa, înțeleg că ne faceți reclamă, așa ce trebuie să zic mai departe. Am luat o persoană, adică reclamă, zic, și am început să-i zic, unde suntem prezent, ce fac, cât de comunicate am, unde le trimit, ce va fi menționat, am newsletter, unde trimit. Faptul că îi zic că trimit la 500 de adrese, eu nu mint. Bineînțeles că la 500 de adrese o să-mi preia 40 online-uri și unde le trimit, ceea ce e exponențial. Dar îl zic, îl pun la parteneri, sigur, link activ tot timpul, am parteneri permanenți care apar peste tot, am raportul anual, adică na. Eu zic că... nu știu. N-am... Da, m-a interesat pe mine să am spațiu și da, l-am luat, adică... Nu poți să faci o parteneria și apă nu nicio organizare, dacă nu faci bine și solidar. Nu puteai să dea 500, că nu avea nevoie. Eu am zis pe unde comunic eu. Eu am zis pe unde comunic eu, deci pe unde, să, de, pe unde merge și el cu mine. Și l-am promis, în sensul ăsta, adică faptul că eu, pe proiectul în care se implică el, eu dau 4 comunicate de presă în care va fi menționat, și eu trimit la 500 de adrese, pentru el va fi suficient. Pentru mine e, că eu asta fac, dar... sau pot să-i zic că aici am destul de lax, că îl promovez, adică eu dacă pe partenerii mei mai zic, dau un Twitter, dau un Facebook, sunt partenerii mei, în chiar dacă sunt project-based. Dar de obicei reacționează. Cred că e și o foarte mare nebuloasă cu online-ul ăsta, că îi zici că îi dai, îi faci, îi dregi, eu încercam când am fost la agenția de PR, că, a, și cu asta închei. Foarte interesant că acolo erau clienți, mă rog, eram pe clienți care făceau CSR. Și apropo de promovare, și la sfârșit am făcut, la sfârșitul anului am făcut un raportul pentru client, era Starbucks, și am zis, băi, nu se poate când îi facem cutting-urile, nu se poate să-i zic că l-am luat de pe WordPress.ro sau de pe nu știu ce. Și îi ziceam traficul, că era atâta știam eu să-i zic, deci ziceam, pentru că la print ziceai care e circulația, dacă e lunar, săptămâna, nu știu ce, adică dădeai niște date. Data când a apărut, nu știu ce, și paragraful. Și ce puteam să zic la online, să zic? Și am traficul din luna respectivă, din luna în care mi-a apăruse. Și la sfârșit, la raport, când mă uitasem la raportul de anul trecut, crescuse online, deci eu acolo mă știam pe online, aveam bază de mere acolo, crescuse, nu știu, deci, dar nu mai țin minte, dar știu că m-am surprins și eu, nu m-aș așteptam să fie așa, crescuse de vreo 2-3 ori. Pe print rămăsesem aproape, acolo nu prea eram aproape, era mai puțin un pic, dar în rest online-ul culminat. Și era bine corporat. Da. Mulțumim.